În primul rând, țin să vă anunț că eu chiar nu am nicio legătură cu dânsul. Da, faptul este că a încercat dânsul odată să vină la mine în baracă și aici am și martor pe domnul Pădureanu, care este domnul șef de tură. A încercat băiatul să vină să mă sărute și eu dimineața i-am spus la șeful și între timp și chiar în timpul V-a serviciului sărutat? spusesem, poftim? V-a sărutat? M-a sărutat cu forța, da. Și am spus că nu mai are ce să vină în obiectiv și chiar și la domnul Pădureanu, și la domnul șef, domnul Tit, am spus, la doamna Ica, am spus că nu are băiatul ăla ce să mai caute la mine în obiectiv și au zis că vor lua măsuri și băiatul nu a mai venit. Și eu mă gândesc faptul că aceasta este o răzbunare din partea la băiețași. Ținând cont de faptul că el vine la muncă, trebuie să-ți vezi de muncă, nu de tâmpe. Deci să înțeleg că n-a existat nicio aventură între voi. Nu, chiar deloc, nicio aventură. Doar acel simplu pupic care vi l-a dat cu forță. Da, doar atâta, nimic Și mai mult. dumneavoastră spuneți că ați anunțat șefii de cele întâmplate. Da, de cele întâmplate am anunțat pe domnul Pădureanu, le-am zis la șeful care mi-e șeful de obiectiv, i-am spus, domne, vă rog frumos să nu-l mai lăsați pe domnul Florin să mai stea, să mai vină la mine în obiectiv, decât în momentul în care este o problemă sau. Dumneavoastră lucrați în continuare la acea firmă. Da. Sincer, eu cred că băiatul are ceva probleme. Ia uitați ce zice aici. Vă ascult. Dar tu știi de ce am făcut eu? Am făcut în ambiția lui Tița. El aici vroia cumva, să zicem așa, să se răzbune pe doamna Tița sau nu știu ce vroia el. Vroia să-i facă pur și simplu un rău la șefă sau la șef, nu pot să-mi dau seama. Și zice, de-aia m-am și dus, m-am culcat cu ea. Dar cu cine s-a culcat el? Că cu mine Cu nici în cap. dumneavoastră. Păi tocmai că nu s-a culcat cu mine. Păi, dar Deci, el spune că s-a culcat. mă numesc Adela Julieta. Vă zic tot numele. Dar tu știi de ce am făcut eu? Eu am făcut în ambiția lui Tita. De-aia și m-am dus, m-am culcat cu ea. Ea chiar dacă nu recunoaște, nu-mi pasă. Eu chiar de-aia am și făcut chestia asta ca să o am la mână, ca să nu poată ea să vomită, ea, știi, să dea așa mai multe din Să gură. vomita de... Și dacă chiar vrea, cu adevărat, eu o să vin la Liveveni, o să o chem pe Ioana, o să o chemăm și pe ea și o să-i spun, ne punem toți de față. M-am culcat-o cu tine, ce? Când? În timpul serviciului. Și pe aia o bag la ziua. Uite cum se culcă colegii între ei. În loc să păzească firul, dar nu, că ne facem noi probleme de bani.